Bună seara, bună seara. Am văzut că ați intrat. Am intrat și mai înainte puțin, dar s-a oprit transmisiunea și acum am fost nevoit să o iau de la capăt. Aștept să mai intre și alte persoane. Deocamdată dau niște invitații și după aceea o să încerc să stau de vorbă cu dumneavoastră. Imediat să vedem. Niște invitații să mai dau. Ce ați mai făcut? Cum a fost ziua de astăzi pentru dumneavoastră? V-am spus de fiecare dată când intrăm în direct, ar fi bine să îmi puneți niște întrebări legate de subiectul din seara respectivă și să facem un dialog, nu un monolog, dar asta este. Eu o să continui să fac și așa această emisiune, chiar dacă dumneavoastră nu îmi puneți întrebări, să facem un dialog. Imediat să dau niște invitații și o să discutăm. Da, în seara aceasta, așa cum v-am mai spus, o să continui cu o temă care, sincer, nu prea mi-ar face plăcere, dar dacă mi s-a cerut să continui, o continui și aș vrea să vorbesc tot despre pușcării și anume ce este în mintea unui criminal în serie, a unor pedofili sau violatori. Deci acesta este subiectul din această seară. Mai dau niște invitații, după care sper să nu am surprize cu emisiunea, să mi se închidă iară, că sincer nu mi-ar plăcea. Scuze. Dar să așteptăm totuși să mai intre și alte persoane, pentru că știți, foarte mult știu că eu intram de la ora 9, 21 în direct, dar, după câte știți, și în seara aceasta sunt meciuri și v-am mai spus, eu sunt un împătimit al meciurilor, poate și dumneavoastră, nu știu, dar știți că astăzi este Liga Campionilor, joacă CFR Cluj. Sincer vă spun, eu nu sunt un fan al lui CFR Cluj în campionat, dar în cupele europene nu țin cont. Deci suntem români și chiar mă interesează. Da. Deci, așa cum vă spuneam, am terminat și cu invitațiile. Sper să intre și al prieten să vadă această emisiune. Deci, cum v-am spus, titlul acestei emisiuni este Ce este în mintea unor criminali în serie, a unor pedofili sau a unor violatori? V-am spus să nu mă întrebați de unde știu, pentru că eu nu am fost pe acolo, ferească Dumnezeu, ceea ce vă doresc și dumneavoastră să nu ajungeți pe acolo. Am vorbit cu niște amici de-ai mei și bineînțeles că am rămas cam surprins așa să aud cam ce se întâmplă, dar na, asta este. Deci, criminalii în serie, violatorii sau pedofilii sunt, după mintea unor specialiști, sunt niște oameni frustrați încă din copilărie, care fie au fost terorizați de părinți, fie au avut părinții care, eu știu, s-au despărțit și au fost lăsați să umble în găști de cartier, să zic așa, sau au fost violați, bătuți și cu diferite probleme. Și bineînțeles că celor li s-a făcut în copilărie au ajuns să facă și ei când au devenit maturi. Așa că atunci când acești criminali în serie, pedofili sau
violatori ajung, să zicem, la pușcărie, să nu credeți că ei acolo sunt niște macio sau eu știu, sunt foarte periculoși. Nu, sunt niște oameni care se tem pentru viața lor, sunt niște spricoși și tot timpul acolo în pușcărie ei vor fi, să zic așa, izolați, vor sta mai mult singuri pe celule sau vor sta cel mult doi în cameră pentru că nu vor fi băgați niciodată în celulă cu alții, cu alte persoane, pentru că acolo, în pușcărie, acești indivizi, să zic așa, de joasă speță, sunt văzut cu ochi foarte răi de ceilalți. Și vă dați seama că toți cei care sunt acolo se gândesc, domne, putea fi mama victima lor, putea fi tata, putea fi copiii sau puteam să fiu chiar eu, se gândesc. Și atunci vor avea numai probleme. Ce s-a dovedit de-a lungul anilor, în special la criminalii în serie, că aceștia, în momentul în care fac acea crimă, întotdeauna ei își ia un suvenir sau ceva, pardon, ceva de la victima pe care o ucid, pentru ca mai târziu să-și aducă aminte de această victimă și să savureze, să zic așa, momentul respectiv. Și chiar dacă acel suvenir sau, eu știu, acel obiect care le ia de la victima respectivă, mai devreme sau mai târziu poate să-l incrimineze și, bineînțeles, că poate fi ușor condamnat. Deci asta este în mintea lor. Deci ei, pe lângă că fac aceste fapte cu sânge rece, au și mania asta. Ați văzut că și violatorii, când fac asemenea lucruri, ia câte ceva de la persoana care a violat-o. Ori își mulge un lănțișor, ori eu știu, deci ceva fac. Pentru că ei sunt, mulți spun, domne, ăștia sunt bolnavi psihici. Nu, ei nu sunt bolnavi psihici, dar au o mania lor. Nu știu, pentru că de câte ori îi duce la medic să vadă dacă au ceva, tot timpul se spune că au fost, să zic așa, întregi la cap, dar asta e mania lor. Pe urmă, criminalii aceștia în serie sunt, să zic așa, atunci când ajung în pușcării, niciodată ei nu vor vorbi, nu vor fi periculoși, vor fi niște oameni care stau liniștiți, nu se ceartă cu nimeni. Din contră, sunt niște oameni foarte fricoși. Sunt foarte fricoși. Și ei tot timpul caută să fie atunci în pușcărie când ajung să găsească, să zic așa, dacă au posibilitate, niște persoane care să-i asculte. Pentru că în momentul în care persoanele care stau și să-i asculte, pentru ei e ceva deosebit, pentru că una e să-i asculte cineva și alta e să-i ancheteze. E deosebire între una și alta. Și atunci, în momentul în care ei sunt ascultați, ei tot timpul mărturisesc fapta. Da, deci au o senzație de a se elibera. De a se elibera. Dar acești criminali în serie care fac aceste fapte, tot timpul, după un anumit număr de crime, să zic așa, deja ei încep să regrete și ar vrea să se omoare, pentru că nu mai pot suporta. Dar nu doresc să-și ia zilele. Pentru că ei, atunci când fac faptele ăștia, sunt foarte periculoși, sunt foarte cruzi. În schimb, lor le e frică să se omoare. Și atunci caută din toată, eu știu, puterea lor, să zic așa, caută să facă fapte, după aceea, sau crime, în văzul lumii. Adică să fie prins, să fie bătut, să fie omorât.
și niciodată ei nu ripostează, pentru că își doresc așa ceva. Dacă nu sunt bătuți sau nu sunt omorâți, ei vor ajunge în justiție, vor ajunge în pușcării și acolo, v-am spus, ei se tem pentru viața lor, pentru că nu sunt omorâți imediat. Eu știu, violatorii, știți ce probleme au în pușcării, criminalii vor fi omorâți, dar nu așa imediat și lor le este frică. Dar ei au și... De ce vă spun că ei nu sunt nebuni? Pentru că în momentul în care ei sunt, să zic, prinși, nu vor să mărturisească faptele. Și atunci ei vor să mărturisească faptele decât în prezența ziaristilor, televiziunilor, să zic așa, pentru că se cred că sunt mai presus decât oricine și vor să devină într-un cuvânt vedete și să-l vadă, eu știu, vecinii, să-l vadă oamenii, să zică, oh, uite-l cât e de periculos, trebuie să ne ferim de persoana respectivă. Și încep să-ți mărturisească crimele. O crimă începe să spună, se găsește, bineînțeles, cadavrele, se dovedește că e crimă și așa mai departe. După aceea, când vede că treburile se potolesc, să zic așa, nu mai e întrebat de nimeni, iar iese la rampă cu altă crimă. Și uite așa, până când le epuizează pe toate. Când se vede că iarăși nu are audiență, iară nu se vede în centrul atenției, să zic așa, atunci încearcă să-și mai facă el niște crime, să-și pună că a mai făcut el niște crime, bineînțeles că acestea nu mai sunt dovedite și imediat el iese din anonimat. Și nimeni nu-l mai bagă în seamă. Bineînțeles că în momentul în care ei sunt arestați, da, niciodată în penitenciarul respectiv, criminalii în serie, așa, pedofilii sau violatorii, nu vor fi lăsați să stea în cameră cu alții deținuți. Și este de înțeles de ce. Pentru că în momentul în care el va intra în acea celulă sau, da, chiar dacă este păzit de gardieni, dar dincolo, după ce se închid ușile, ușa celulei, da, dincolo există o lege. Este legea, îi spunem penitenciar, legea hoțului. Și acolo această lege va fi făcută de către deținuți. Și vă dați seama că, așa cum v-am spus și la început, criminalii în serie, pedofilii și violatorii nu au o soartă foarte bună în penitenciar. Pentru că, v-am spus, toată lumea se teme de ei, toată lumea are o repulsie față de ei, toată lumea are o ură față de ei și atunci, cu siguranță, în spatele gratiilor se vor putea întâmpla fie crime, fie violuri sau mai știu eu ce. Și atunci, acești gardieni, acești ofițeri, acest comandant de penitenciar niciodată nu va accepta ca în penitenciarul respectiv sau pe arestul respectiv, să zic așa, să stea în cameră cu alt criminal, adică cu alți deținuți. Și vor sta fie singuri sau vor sta, eu știu, cei care au făcut fapte, să zic, de pedofilie, stau amândoi în cameră, dacă au făcut crime în serie, stau amândoi și așa mai departe. Pentru că dacă se va întâmpla ca în perioada respectivă cât ei sunt acolo, pe celula respectivă, pe penitenciarul respectiv, să se omoare sau ceva, bineînțeles că personalul de acolo va avea numai probleme și nimeni nu va dori ca ei să aibă probleme din cauza acestor criminali în serie.
Deci, în mintea acestor criminali în serie, să nu credeți că ei omoară astăzi pe X, mâine pe Y, poi mâine și așa mai departe. Nu, ei întotdeauna, și asta este dovedită de către medicii psihiatri, de către psihologi, ei își aleg foarte bine victimele. Ați văzut că sunt foarte mulți criminali în serie care au, să zic așa, omoară prostituatele sau omoară bătrânii sau, eu știu, pedofilii. Omoară, fac violuri numai cu băieți, alții cu fetițe, alții și cu șicu. Deci ei și aleg faptele. Deci caută în așa fel încât să facă tot ceea ce fac cu bună știință. Și v-am spus, o fac datorită faptului că în copilărie ori au fost bătuți, ori, eu știu, au fost violați, ori au fost supuși de către părinți unor tratamente rele, sau, eu știu, băieții nu au avut parte de o prietenă sau mai știu eu ce. Și dacă să zicem că au insistat să aibă o prietenă, să zicem o blondă, dau un exemplu, sau o brunetă, nu contează, și aceasta l-a refuzat, el cu siguranță atunci va încerca să facă, eu știu, crime numai fete sau doamne blonde sau numai brunete. Pentru că, în mintea lui s-a încolțit acea idee că persoanele toate care sunt blonde sunt rele. Să dau un exemplu. Deci nu trebuie să generalizați sau eu știu, Doamne ferește, să credeți că e vreun apropo sau ceva. Dar asta este psihologic. Sau eu știu, dacă a fost abuzat sexual de nu știu cine, ei trebuie să facă la fel când devin maturi. Deci, v-am spus, acești indivizi sunt atât de feroce, sunt afară, atât de zglobi, să zic așa, fac fel și fel de năzbâtii, e, când ajung în penitenciar, aici vor fi cu totul alții. Adică vor fi niște persoane care se tem pentru viața lor, pentru că v-am mai spus, ei, după ce fac anumite crime, să zicem așa, mă refer la criminalii în serie, la un moment dat ei vor să se omoare. Pentru că simt că nu mai au pentru ce trăi. Deci simt că au făcut destule și nu mai au pentru ce trăi. Și atunci ar vrea să se omoare, dar sunt foarte lași. Și nu se omoară. Și atunci fac exact cum știți, cum spune, că atunci șarpele când îi vine să moară, iese în stradă sau iese în potecă și să fie omorât. Așa și, deci omoară în plină stradă, dacă îl prinde cineva și îl bate până îl omoară sau eu știu mai cum, nu ripostează. Nu ripostează. Deci el dorește să fie omorât, dar nu se omoare el. Deci sunt niște lași. Deci asta este încolțită în mintea criminalilor în serie și a pedofililor și a violatorilor la fel. Deci, ce să vă spun? Eu, din câte am vorbit cu niște tovarăși de-ai mei care au fost pe acolo și m-am spus că mi-a plăcut cam ce am auzit, aceste trei categorii, când ajung în pușcărie, sunt cel mai rău văzuți. Cele mai rău văzute aceste categorii. Și niciodată n-o să auziți că aceste trei categorii au fost, deci, să zicem, criminalul în serie băgat în pe celulă cu violatorul sau cu pedofilul. Nu. Fiecare, v-am spus cum sunt. Fiecare sunt ori singuri, ori doi din aceeași speță, care au făcut aceeași fapt. Pentru că dacă vor fi introduși pe celulă cu ceilalți deținuți, vă dați seama cam ce are și v-am spus și motivul de ce.
pentru că nimeni nu dorește să aibă probleme în penitenciarul respectiv. Acum, eu ce pot să vă mai spun, că aș mai avea niște emisiuni pe care să le fac despre ce se întâmplă în pușcăriile din România și o să încerc să mai fac niște emisiuni despre așa ceva, dar dacă dumneavoastră, eu știu, vi se pare că nu sunt așa de interesante, puteți să-mi lăsați un, eu știu, să-mi spuneți și atunci nu le voi mai face. Știu că mulți m-au mai rugat să mai fac, eu știu, niște emisiuni despre masaj, să mai fac niște emisiuni despre minerit, despre sport și, bineînțeles, că am să mă țin de cuvânt să fac și aceste emisiuni. M-au mai întrebat unii referitor la cazul de la Caracal, ce părere mai am. Eu v-am mai spus, cei care ați văzut emisiunile mele despre cazul Caracal, m-am spus chiar din prima emisiune și văd că până acum tot ce v-am spus eu este adevărat, în sensul că acele oase nu au fost ale fetelor, cadavrele nu s-au găsit și, așa cum v-am spus și vă mai repet, în curt timp se va termina și acest episod numit Caracal, acest show de televiziune care se face pe spatele acestor fete, să zic așa. Bineînțeles că atât timp cât cadavrul nu există sau cadavrele nu există, ADN-urile nu există, această persoană care și-a recunoscut faptele o să fie, să zic așa, trimeasă în judecată și, așa cum v-am mai spus, o să își angajeze un avocat. Și bineînțeles că o să spun avocatul că, domne, el și-a recunoscut faptele, că a fost bătut, dar în final nu poate să-i dovedească. O să-i dea, să zic, o sentință de vreo 10 ani de pușcărie, pentru că are și vârsta depășită de 60 de ani, cum scrie legea, o să-i reducă din pedeapsă, o să-i reducă iarăși din pedeapsă, pentru că și-a recunoscut faptele, dar faptele, cadavrele nu există. Și tare mie mie că în final acest individ, că nu pot să-i spun pușcăria sau nu pot să-i spun criminal, atât timp cât cadavrele nu există. Da? Și atunci acest individ dincă, tare mie, să nu dea statul român în judecată și pe bună dreptate, atât timp cât nu are cadavrele, statul român să nu piardă, să piardă procesul, da? Și totodată să și despăgubesc. V-am spus, aici el este un pion pe o tablă de șah. Tabla de șah aparține, v-am spus, politicienilor, aparține autorităților la nivel național, nu local, pentru că aceia care sunt local acolo, procurori, judecători, milițieni, că așa îmi place mie să le spun la polițiști, că sunt milițieni, da? Și clanurile interlope, să fii sigur că ei cotizau mai departe. Deci ei toți de acolo, din Caracal, sunt niște piese de șah pe o tablă imensă. Și v-am spus, nu se va vrea niciodată să se afle acest final. Deci, v-am spus, mulți m-au mai întrebat ce aș fi făcut eu. Nu mai vreau să reiau de la capăt. V-am spus cum aș fi procedat eu. Și eu cred că se putea rezolva foarte repede cazul.
Și ați văzut de ce sunt convins 100% că el e apărat și are pe cineva în spate, pentru că dacă vă uitați în lege, spune clar, o persoană care a săvârșit o faptă, când este arestat, are același avocat care este pus din oficiu până când se termină și este trimis în instanță. Ori la el au fost schimbați doi avocați și urmează, nu am mai urmărit să văd ca la început, dar cred că urma, de fapt, să-l schimbe și pe al doilea, termină al treilea. De ce? Probabil că oamenii nu au vrut să fie complice la ceea ce se întâmplă în acest straniu episod. Și atunci au vrut să renunțe la acest caz și să nu fie complice la ceea ce se întâmplă. Ce pot să vă spun? O să urmărim acest caz și v-am spus, m-aș bucura enorm să văd aceste fete acasă. Nu știu dacă o să fie așa, dar v-am spus ce se întâmplă. Dacă ele o scoase peste hotar, cu siguranță proxeneții sau eu știu unde sunt ele acum aduse, cu siguranță nu o să le mai țină, poate le-au omorât deja pe acolo, pentru că vă dați seama, și lor le e frică să le mai dea acum, pentru că nu știe la cine le dă și poate să fugă fata respectivă și așa mai departe și poate să aducă poterea să-i prindă și să feresc. Am spus, ar fi foarte bine să se termine această novelă cu bine, pentru că și părinții lor și bunicii lor, numai în pielea lor să nu fie. V-am spus, așa, dacă vedeau oamenii cadavru, se împăcau cu ideea, aveau un loc la cimitir, mergeau, aprindeau o candelă, făceau o pomană și știau un lucru. V-am mai spus și cu asta cred că o să închei. Ferească Dumnezeu să se întâmple ca părinților sau bunicilor să nu mai poată să suporte șocul și atunci când văd pe stradă ba un polițist, ba un, eu știu, care a anchetat cazul, să nu sară să-i dea cu ceva în cap, să-l omoare. Pentru că vă dați seama, furia omului e mai puternică decât furia naturii la un moment dat. Deci nu știi ce se întâmplă în momentul respectiv. Și iară s-ar putea să vedeți ce n-ați mai văzut în cazul în care, gândiți-vă că ei își vor lua adio de la fete, nu le mai găsesc și la un moment dat să se trezească cu fetele acasă la poartă. Vă dați seama cam ce șoc puternic ar fi. Pentru că ar fi șocul acela al bucuriei, dar după aceea nu se știe ce se va întâmpla. Asta este. Deci aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până la această oră și să nu mă întrebați, așa cum am spus de fiecare dată, ce urmează să vă prezint mâine seară sau poimine seară, pentru că nici nu știu ce o să vă prezint. Depinde ce evenimente au loc în țară și v-am spus, dacă dumneavoastră nu spuneți ce să mai discut sau ce să vă mai prezint, atunci o să găsesc eu niște subiecte să pot să vă expun. Având în vedere că și în seara aceasta sunt meciul de Liga Campionilor, pardon, vă doresc o vizionare cât mai plăcută și o seară cât mai frumoasă. Vă mulțumesc, vă pup și vă îmbrățișez cu drag.